Meteorologii anunță că ne confruntăm cu o vreme rece pentru sfârșitul lunii noiembrie. În sudul țării vor persista norii și va ninge pe arii extinse. Vântul va fi mai intens în prima parte a zilei, apoi va slăbi în intensitate. În termometre peste zi nu se adună mai mult de 2-3 grade, dar sub acțiunea vântului se vor resimți temperaturi cu mult mai scăzute. Joi vremea se va menține mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Vântul continuă să fie alert în estul și în sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 grade și 2 grade. Astfel, la Bolintin și Mihăilești se vor înregistra -2 grade, la Ghimpați și Hotarele -1 grad, la Izvoarele și Comana 1 grad Celsius, iar la Giurgiu 2 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 20 de km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 15-25 de centimetri, cota probabilă 212 centimetri. Umiditatea aerului va fi de 100%.